Salutare, fani șasei, la un episod de FC24 pe Opening, drumul spre echipă de 99 VR. Dacă place seria, nu uitați să puneți și butonul de like, e foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați făcut deja, să dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere, KTXPKG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, joc creștin pe G2A și, bineînțeles, KT pe Fortnite Shop, milioane de dolari. Bicep și menș, doar dacă folosiți codul de reducere, KT10 pe Nutrian.ro. Let's go time, domnilor, cam asta echipa în față. Între timp l-am prins și pe Nenea Capital, l-am prins și pe Nenea Gulit, dar degeaba. Și văd aici o schimbare pe care a făcut-o jocul din nou. Nenea Pedri în locul lui cu Mătrușef Beliran. Nu înțeleg de ce tot schimbă echipa când ies din joc. Asta e o chestie ciudată la jocul ăsta, că decide el din nicăieri, bă, hai să fac eu niște schimbări pe aici și așa. L-ați văzut și pe Nenea Gulit acolo, doar că e 97 rating, deci nu mă ajută la nimic. Și hai să vedem ce jucător de 99 tragem pe dreapta astăzi. Poate vine și Nenea cu Mătrușef Luci Bosu. Ușca și curaua la anul ăsta nu l-am prins deloc. Sau poate am prins un card. Cred că am prins cardul lui de 8-7 de fapt. Ba nu, mă, stai că am prins cardul la Rozosin, la care am făcut evoluții sau ceva în genul. Brazilia Center, Beghiaves, Luci Bosu. Hai că da. Cine e ăsta? Dante parcă. Dar totuși avem dublu Team of the Season, deci există o șansă mică să fie în spatele lor un Futis Barosan, Nenea Watkins, Oliță și toți băieții, și în spate Frank Ribery. Not good, not bad. Și ăsta a fost un card bestial când a apărut. Doar că în momentul de față ne interesează strict 99 VR. Nici cardurile 98 nu mai ajută la ceva. Hai mă, nene, mă, ultimul pachet de 85-10 ne aduce direct mare avion. Olandezia CFSF are Gulit, că tot am vorbit de el. Sau e Nenea Cruyff. Sau Nenea Bergkamp, și asta e o variantă. Și Nenea Cole Palmer. Deci nu cred că mai avem Futis în spate. Mai avem niște lemnării pe aici, dar n-am dubluri, asta e bine. Ha mă, nene, mă. O să fac și player pick-urile alea cu PTG și vrăjeli. Bine. Poate că numai vreo 2 sau 3. Că nu mai am fodder așa mult. Trebuie să stau să farmez din nou. Rămă. Asta e Nenea Julie. Și în spate ar putea să fie 99 rating bodyguardul lui Messi. Am uitat cum îl cheamă. Dar ăsta e Bruno Guimaraes, deci salutare pe Nenea. Îl tragem și pe ăsta pe dreapta. Și cam atât, văd că nimic interesant aici. Hai, gicule. Partea nasoale că împică jucători pe offline. Și pe episoade prindă nimic. Bine, oricum se vede animația că e șmecher PlayStation, nu știu, poți să filmezi în trecut. Striker aici și Nenea Shorlati. Și în spate cred că e din ăla Moments, dar e Team of the Season Moments, deci deja ăsta. Lemnării totale, șpanghelii, salpa. Ia să dăm un 83x5 din ăla sau ce am pe acolo. Că pot e cu noroc de fapt. Sau un pachet 3 double mă, nene, mă, Small Electron Player's Pack. Ok, nimic aici. Deși nu mai băga nici pachet în shop din ce am văzut. Promo snacks-uri din alea șmechere, așa că nu cred că mai are sens să stau să strâng bani. 83x3, ok. Și avem, fii antena mă, că nu e de car special. Nemția, striker, m-ar fi să fie 2. Ok, nu-s 2. Domnișoara, Stark. Tony Stark și toți băieții Iron Man. Nu mă interesează. Asta este ce mai avem la promo. Mai avem ceva? Ia aveți mă, 30 coin pai. Oare când l-o băga și pe ăsta? Ok, zijaba. O mai schimbat așa ceva pe aici că nu, nici nu m-am uitat. 30 coin pike. Mai avem ceva? Ok, deci de 700.000 ar fi. Ultimii Futis Guarantee Pack. Meh. Și ăsta de 225.000. Aș putea să-l deschid pe ăsta în cazul în care nu bag alt pachet. Și o să deschid probabil unul din ăla. Că mai am 362.000, dar vedem. Poate mâine. 85x10 din nou, double team of the season cred, ba nu, ba stai, am crezut că ai că în Hernandez, deci double team of the season și în spatele lor există o șansă la un Futis. Dai Futis Nenea? Nu dai Futis Nenea, ok. Nenea Gundogan și toți băieții. Salpa direct, cel mai probabil acolo o să fie șansele la player pick-ul cu Futis și la player pick-ul cu PTG. Că la astea văd că sunt cam lemnărie totale.
cel puțin pe episod, prin nimic. Striker, domnișoara Hamburger și nenea Cucho Hernandez, cu limba scoasă dai să meargă. Veri cu Robbie Bubble. Sper să împice anul viitor bine, în câteva luni, cardul domnișoarei Mia Hamburger. Așa pe la început e joc. Mai avem 19 zile până la IAFC 25. Adică 2 săptămâni și o leacă. Și ne aruncăm topor. Franța, left midfielder, știm deja că e nea. Nu e nea Pireu, ia vezi mă. Di Marco, Vericosta. Deci Vericosta era de fapt. Ok. Nenea Gucci, bossul. Și bineînțeles, ceva ce era să uit. Dar mi-am amintit la timp, domnilor. Card special din preview pack, măcar acum să nebunesc. Opa, ia vezi mă. Primul card special de anul ăsta. Și este domnișoara Stark. Măcar e tradable, îi dau quicksell 10.000 de coins. Bine și așa. Mai aveam un pic și deschideam primul card special în 20 septembrie, dar nu cred că merită de fapt. Sau hai că o iau. Stai bă, cum dau? Dau 7.500 și mai avem o șansă. Banghili, ieșim pe profit adevărat. 11.000 de coins, lejerianu. Și mai dăm încă o dată. Back to back card special din preview pack. Până unde să tot meargă? Era clar că nu o să mai vină. No, bun. Nenea Fierăstrău acolo pe dreapta. 8-5-10 din nou. Cred că iar e dublu team of the season. Iar Banu Herrera, ok. Ia vezi, ok, Marchezu, mă. Rafa Marchezu, 95. Și Nenea Kadioglu. Cam slăbuț. Pangeli, Nenea Casillas din nou. Cred că mai am vreo două pachete 8-5-10 și ne aruncăm în footies, player pick și vrăjel din astea. Acolo șanse cât de cât. Ba, un pachet. Ia vezi. Dă-i din gard. Protocol, eu nu știu ce card e ăsta. Goalkeeper, ăsta cred că e nenea... Nu e nenea Casillas. Domnișoara Gallardo. Ia-o-s, Lamborghini, toți băieți. Și în spate. Cu mătru... Nunez, ok. N-am văzut de foarte multe ori animația asta la Europa League cu protocolii și astea. Și hai să ne băgăm la creație cu un prim player pick. Cam pentru asta am avut fodder, un 95 plus PTG și cele două 96 footies. E aici cumva mai aștept, poate reușim să plezim un Lucci boss-ul sau nici nu știu ce ar mai putea să pice de 99 în defensivă, right back, left back din astea. Și aici bineînțeles cu mătrușef Van Dijk, Frimpong poate să pice aici. Nu, Frimpong nu cred că poate să pice, de fapt nu poate să pice că e footies, deci poate să pice nea Frimpong. Și cam atât cred că e. Van Dijk. Mai vreun un defensivă, left back, right back. La PTG și din astea habar nu am, așa că dăm un mijloc pentru că mijloc este cel mai bine. Să fie bine, să nu fie rău. Frimpong, Zomping. Bine și Zaha, ce să zic. Se putea mai bine, se putea mai rău. Putea să fie linie de 96. Și aici... Curul gol pe dealuri. Cam așa. Curul gol pe dealuri. Benzinarul pentru că este de la echipa... Bine, au fost la echipa superioară absolută în univers. 97-97. Moș Crăciun și prietenii săi. Și o șansă la Nea Van Dijk sau salutare, pa. Hai cu metri. Să fie Van Dijk. Smith. Bă, merge pe banca de rezerve, ce să zic. Era bine dacă era 99 domnșoara Smith, dar nu este. Și acum, bineînțeles, ce am tras pe dreapta, offline. Că unde e să tragi pe dreapta dacă nu offline? Și un clasic 84x10. Ce să vezi? Culmea, 84x10 plătești. Avem aici Bruno Guimaraes, boss-ul, șoful șofilor. Și stai liniștit pe spate, farmezi la plezneală. Când colo, ce să vezi? Mare Florin Salah. Să nebunească porcul intergalactic. 99 Salah. Ceea ce înseamnă că o scoatem pe domnișoara Hansen, o trecem pe bancă. Nu-i rău, pentru că am nevoie de jucător pe bancă de 99 OVR. Dar din păcate nu-i jucător în defensivă. Dacă pica Van Dijk era mult mai bine decât Nenea Salah. Sau Lucci Bossu sau Frimpong. Pentru că m-a ajutat acolo pe partea defensivă ca să facem 99 full la echipa de bază. O tragem pe dreapta pe domnișoara Hansen. O punem lângă domnișoara Kerr. Îl scoate pe Dembeliozaur. Băiatul de sticlă, hai cheța ca scârțare.
Anghili Salpa. Și aici vine șeful de 99. Un jucător absolut bestial. L-am prins pe cel verde, nu mai știu, wildcard cred că era, pe contul RTG. Deci are ăsta niște finesuri pe stângul nebun, e rău de tort. Și cam asta e echipamentul de față. Din păcate încă nu e la 99 VR. Dar, cine știe. După ce schimbăm aici 97-le, 98-ul, Vericu și după aia să mai tragem pe bancă vreo 2, 3, 4, 5 jucători de 99 și cam asta a fost. Facem 99 VR sau nu mai facem? Sigur că facem, să vedem. O să mai farmez, cred că o să pice Frimpong, zic eu, până mâine. O să farmez în prostie. Dacă nu, pana mea, vedem, fac un SBC. Nici nu știu, nu prea aș vrea să fac SBC-ul lui Lam, dar probabil că oricum o să fiu nevoit să fac SBC-uri de 99 pentru banca de rezervă. Am doar 2 pe banca de rezervă. Să zicem că îl tragem pe cum îl cheamă? Delict aici, pe Nenia Lam aici și după aia neapărat să prind doar Luci Bosu și mai probabil Luci Bosu decât Van Dijk. Și să vedem ce mai fac pe banca de rezerve după aia pentru 99 VR full. Cred că trebuie să am 5 pe banca de rezervă 99, 2 de 98 și full 99 aici, cred, dar nu 100% convins. Deși aș putea să fac, stați un pic să vedem. Fac un concept. Și cam asta ar fi conceptul aparent. Trebuie să fac full 99 aici și aproape full și aici. Deci unul singur din 98 pot să bag ca să mă bag la creații. Hai să zicem așa. SBC, SBC. Ceea ce înseamnă că trebuie să mai prind încă 3 jucători pe bancă și ar trebui să mai prind încă 2 în echipă. Dacă fac SBC-urile. Dacă nu fac SBC-urile, hai să zicem că punem așa la vrăjală. Să presupunem că aici îl prind pe Van Dijk, deci nu-i Van Dijk acolo. Ar trebui să fac, cum am zis, SBC-urile și să prind 3 jucători în prima echipă. Nu știu cum și prietenii săi. Sau bine, să nu fac SBC-urile și să prind alți jucători de 99 pe banca de rezervă în loc la Filip Lam și Delict. Dar care șansele să mai prind eu încă 7 jucători de 99 VR? Oșca și cura a alat. Vedem. Că până la urmă, dacă stau și mă uit bine, eu pot să bag și la Plezneală 99 pe aici. Îl bag pe Virț, nu trebuie să fie full cam, da? No. Vrem să facem și full cam. Cam asta a fost. Să vedem ce o să fie mâine, dacă reușesc să mai prind vreun jucător de 99 până atunci. Dacă nu, vedem cum facem cu SBC-urile. Mersi, fain divizionare, să aveți o super faină în continuare și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!